Noi, în sala noastră de protocol, acum avem niște interviuri cu angajările. Îmi spuneți că nu puteam începe. Ok. Bună ziua, mulți stimați cetățeni. Astăzi am venit cu un bloc de informații pentru toți cetățenii din Republica Moldova despre starea lucrurilor în agricultură, despre măsurile care sunt întreprinse de Guvernul Republicii Moldova în vederea susținerii agriculturii din Republica Moldova ca unei ramuri de importanță majoră, extraordinară, a unei ramuri care aduce 9% din PIB-ul național, dacă vorbim mai de producția agricolă, și în care lucrează un procent impresionant de cetățeni apți de muncă. Adică vorbim despre o ramură strategică și abordarea și atitudinea Guvernului Republicii Moldova pentru această ramură este pe măsura importanței sale. Din păcate, agricultura trece în ultimii ani printr-o cumul de factori negativi care o afectează extraordinar. În primul rând, cred că o să vorbim despre războiul provocat în 2022 din Ucraina de către Federația Rusă și consecințele extrem de grave care a redesenat toate căile logistice de export din Republica Moldova. Numai ce înseamnă că noi 75% din exporturile noastre de cereale aproximativ le făceam prin porturile din Ucraina, pentru care astăzi noi nu mai avem acces și toate au fost redirecționate pe căile terestre spre porturile din România sau pe cale terestră au fost făcute la export, ce au provocat cozi imense în vămile din Republica Moldova, au scumpit enorm de mult logistica, prețul transporturilor și multe alte lucruri, toate în consecințe extrem de grave pentru agricultorii din Republica Moldova și pentru cei care produc producția agricolă. Vorbim despre colapsul prețurilor agricole în bazinul Mării Negre, anume pentru că a fost o supraofertă din partea unor țări, au fost blocate exporturile la alte țări. Deci vorbim despre prăbușirea prețurilor provocate de războiul în zona noastră din Ucraina. Vorbim despre majorarea la prețul de inputuri, care tot au venit din urma crizei gazelor, după care au fost provocate iarăși de război, că s-a început majorările de prețuri, s-au început în 21, a fost criza gazelor, după care s-a început război în 22, criza petrolului și mulți alți factori. Și evident că cei mai mari beneficiari și consumatori de motorină în Republica Moldova, aproape 65% din motorina importată în Moldova este consumată de către agricultori. Evident că toate aceste scumpiri au afectat și afectează în continuare agricultura din Republica Moldova. Noi suntem extrem de conștienți, toată lumea, despre efectele negative care le fac aceste măsuri și consecințele pentru agricultura din Republica Moldova. În același timp, eu vreau să vă comunic la nivel de minister și în general în Guvernul Republicii Moldova, despre agricultura din Moldova se vorbește astăzi pe dimensiunea lanțurilor valorice. Noi, ca să fim eficienți în măsurile de suport pe care le luăm pentru agricultura din Republica Moldova, îi împărțim în lanțuri valorice și atunci măsurile de suport pe care le ia Ministerul Agriculturii și sunt susținute de către Guvern sunt la fel de eficiente și sunt exact la țintă. Spre exemplu, când în anul 2021-2022 a avut loc o majorare de prețuri la cereale, noi cunoaștem cu toții, cine a avut de suferit în primul rând? Crescătorii de animale. Și atunci Guvernul Republicii Moldova a luat decizia de a da cereale din rezerva de stat la prețuri competitive crescătorilor de animale. Ce însemnau cereale scumpe pentru crescătorii de animale? Cereale scumpe pentru crescători de animale efectiv însemnau produse finale, salamuri, cârnați, brânzeturi, mai scumpi pentru cetățenii din Republica Moldova. Deci guvernul a identificat o problemă într-un lanț valoric și a intervenit cu măsuri respective economice de susținere a unor agenți economici care se ocupau de creșterea animalelor. Sau ce a însemnat pentru populația din Republica Moldova majorările de preț la cereale, la floarea sală din 22. Prețuri majore, exorbitante, pentru 2,5 milioane populații din Republica Moldova la ulei de floarea soarelui și prețurile majorate la pâine. Iarăși, statul a intervenit, s-a majorat lista de produse sociale importante, inclusiv uleiul și uleiul rafinat a fost introdus în lista de produse sociale importante, fapt care a blocat majorările de preț la produse de care beneficiază marea majoritate a populației din Republica Moldova. De ce aduc aceste exemple? Aceste exemple le aduc că atitudinea noastră
pentru totul este una țintită, economic bazată și este făcută ca în rezultat să beneficieze toți. Pentru că noi vorbim despre o problemă complexă și Ministerul Agriculturii în sine, ca și toată agricultura, vorbim despre comerț, vorbim despre export, vorbim despre ca și probleme de plan internațional. Problema Ministerului Agriculturii și Ministerul Agriculturii în sine este o unitate de administrație publică centrală atât de complexă că tu nu poți să consideri pe cineva e extrem de important, cineva mai puțin important. Și tu trebuie să iai pe toți în vizorul tău și trebuie să vii pentru fiecare, dar absolut pentru fiecare, țintit cu soluții la problema pe care o are. Acum noi astăzi vorbim despre agricultorii care protestează. Noi vorbim despre un alt lanț valoric. Vorbim în exclusivitate despre producătorii de cereale cu destinație export. Și mergem și mai îngust. Vorbim despre producătorii de cereale cu destinație export din sudul Republicii Moldova. Pentru că în Republica Moldova situația este foarte diferită, chiar dacă suntem o țară foarte mică din condiții climaterice. Și centrul Republicii Moldova, Criuleniu, spre exemplu, Hânceștiu, au avut 6 tone de grâu la hectar. Este o situație, este dificilă, pentru că l-a avut suferit, că au avut prețuri mari când au achiziționat îngrășămintele, motorina, și s-au scăzut prețurile în toamna anului 2022, dar el are un gen de situație când tu ai 6 tone la hectar sau 5 tone la hectar, când îl comparăm cu un agricultor din Cahul sau Cantimir, care a avut 2 tone, 1 tonă și jumate, cu aceleași cheltuieli la hectar. Adică, practic, ca să vorbim despre ajutorul și suport făcut de Guvernul Republicii Moldova, el trebuie să fie întotdeauna țintit și trebuie să țină cont de cei care le este cel mai greu. Deci, da, la toți le este foarte greu, dar este o situație când tu ai 6 tone la hectar și aștepți un preț de vânzare și totul altceva când tu ai 2 tone sau n-ai avut nimic, cum a fost în cazul porumbului. Situațiile sunt extrem de diferite și totul este foarte relativ. Și atunci când se ia deciziile noastre de suport țintit pentru agricultura din Republica Moldova, noi ținem cont exact de aceste lucruri. Noi nu generalizăm, dar venim ca suportul să-și facă efectul economic și să salvăm economia și să salvăm agricultorii din Republica Moldova. Și anume pentru că am ajuns la acest segment extrem de important pentru agricultura din Republica Moldova, producătorii de cereale și cu destinație export, acum o să aducem în revistă acțiunile care le-a făcut țintite Guvernul Republicii Moldova de-a lungul anului 2023-2024. Deci, în primul rând, atunci când noi am constatat că în toamna anului 2022 agricultorii din Republica Moldova au cumpărat la cel mai înalte prețuri motorină și au cumpărat la cel mai înalte prețuri îngrășămintele fertilizante, ceea ce le-a făcut un preț de cost foarte mare, și tot în aceeași toamnă s-au prăbușit prețurile de vânzare la cereale din cauza războiului. Și evident, ca să poți face față acestui decalaj de cost de preț și preț de vânzare, s-a luat decizia la nivel de guvern ca să oferim 200 de milioane de lei, bani care au fost repartizați la 2161 de agricultori micro și mici, câte 1240 de lei de hectar, este vorba despre 200 de milioane de lei, bani dați agricultorilor care au avut semănate culturi de toamnă în toamna anului 2022. Bani care au intrat integral în conturile agricultorilor din Republica Moldova la etapa actuală. Deci a fost o decizie țintită și acești 1240 de lei au avut menirea să reducă din decalajul de prețul de cost și prețul de vânzare. O măsură economică și extrem de eficientă din punctul meu de vedere. Pentru că asta a permis agricultorului să facă față diferenții astea atât de mari. Deci mergem mai departe. Vorbim despre cultura a doua. Vorbim despre porumb și iarăși prețurile mici. Este o problemă. Și una când tu ai avut 7 tone, 8 tone de porumb, am avut astfel de producători agricoli, și în același timp avem agricultori în sudul Republicii Moldova care, într-un număr foarte mare, au acte de constatare a pierderilor de 100% din urma secetei. Deci, după ce a fost făcută o investigație de către Ministerul Agriculturii, în primul rând noi am făcut vizite în raionul Cahul și Căușeni, unde ne-am întâlnit cu acești agricultori, am avut întâlniri cu ei, discuții cu ei și am stabilit această problematică
că noi avem o diferență foarte mare între agricultori cu 0 kilograme la hectar și 1 cu 7 tone la hectar. Și din acest considerent, Ministerul Agriculturii a propus și Guvernul a susținut aceste 50 de milioane să fie date agricultorilor din Republica Moldova care au suferit de secetă din anul 2023, în baza actelor, evident. Pentru că, repet, e una când tu ai avut 7 tone de porumb și nu ai prețul pe care ți l-ai fi dorit și cu totul altceva când tu ai avut 0 la hectar. Și aici eu vreau să vă informez că măsurile de suport sunt unele extrem de considerabile. Deci, în primul rând, noi am făcut investigație și am cerut de la Centrul Național de Hidrometeorologie toate raioanele în care a fost atestată secetă în anul 2023, în perioada de vegetație a acestor culturi. După care noi am cerut de la direcțiile agricole lista de agenți economici care au avut de suferit în urma secetei și în baza acestei secete noi am cerut o sumă. Deci, sumele se vor ridica în felul următor. Dacă vorbim de 60-70% de afecțiuni în baza actelor, va fi 1000 de lei la hectar. Dacă e 70-80, va fi 1500 de lei la hectar. Dacă e 80-90, va fi 2000 de lei la hectar. Și dacă va fi 90-100, 2500 de lei la hectar. Pe această cale vreau să vă informez că din datele noastre preliminare, evident că finale vor fi când vor depune agricultorii cererile lor, cel mai mare număr de agricultori cu 100% sunt în Cantemir și Cahul, care vor primi câte 2500 de lei la hectar în cazul când vor fi recepționate dosarele lor pentru fiecare hectar semănat cu porumb, cultură care a fost afectată extraordinar în vara anului 2023. Pe aceeași cale vreau să informez că în aceeași hotărâre de guvern au fost prinși și agricultorii din raionul Iedeneț, care în vara anului 2023 au avut de suferit de urma cataclismii naturale. De ce s-a ales acei 7 din lista mare? Deci, acolo au fost suferit mai mulți agricultori. Dar este o foarte mare diferență între a pierde roada și noi la Ministerul Agriculturii avem măsuri de subvenționare 70% a poliții de asigurare și totul altceva când agricultorul și-a pierdut activul, instrumentul în sine. Deci, eu am fost în vizită la acel raion. Eu am fost în vizită la acele familii tinere cu 2-3 copii, familii tinere de până în 30 de ani, plus 30 de ani, care serele erau unica sursă de existență și vântul puternic și grindina a distrus un complex absolut, i-a distrus serele, sursa lui de existență acestui agent economic. Și roada, efectiv, i-a distrus-o. Dar, în primul rând, i-a distrus instrumentul, activul. Sau livada de 1,5 hectare, sau livada de 3 hectare, care a fost prăbușită, cu tot cu linii. Și s-a luat decizia că acei agenți economici care și-au pierdut activul, instrumentul cu care se hrăneau, să intervenim cu acest suport financiar de compensare parțială a pierderilor provocate de către cataclismele naturale din vara anului 2023. Mai mult ca atât, eu pe această cale vreau să vă informez că cel mai probabil următoarele zile va fi făcut public în monitor oficial această hotărâre de guvern. Și agricultorii care au actele de secetă pe porumb în vara anului 2023 trebuie să-și pregătească dosarele ca să depună cât de rapid e posibil ca să-și încaseze banii și eu am să dau citire lista de documente pe care trebuie prezentată la AIPA. Cererea de acordare a ajutorului financiar, declarația pe proprie răspundere privind completitudinea cererii și veridicitatea informației prin documentele prezentate, copia certificatului de înregistrare a gospodăriei țărănești sau extrasul din registrul de stat a persoanelor juridice, copia actului de constatare a pagubilor cauzate culturilor agricole mijloace fixe de calamități naturale al anului 2023, copia raportului statistic 4 Agro, totalurile semănăturilor pentru recoltă, înregistrat la organul teritorial pentru statistică, doar solicitanților care au mai mult de 10 hectare, copia actului de înființare și a pașaportului proiectului plantații multianuale după caz și certificatul de conformitate eliberat de autoritatea reprezentantă a administrației publice locale de nivelul 1, adică certificatul de la primărie. Mai mult ca atât, mulțumesc, colegi, tot vorbim despre importanța agriculturii și vreau să vă spun că importanța agriculturii se atestă și prin atitudinea și resursele financiare care au fost alocate de către Guvernul Republicii Moldova în ultimii 3 ani de zile.
Deci dacă vorbim despre anul 2023-2024, în mod sigur, astăzi vorbim despre faptul că Ministerul Agriculturii, cu AIPA reformată, au reușit să deburseze, la data de astăzi, 361 de milioane de lei bani sub formă de subvenții care au fost plătiți agricultorilor. Pentru comparație, eu vreau să vă spun că această sumă, în 2023, a fost plătită în luna aprilie, la sfârșitul lunii aprilie. Deci, faptul că Ministerul Agriculturii a luat măsuri și s-a dublat numărul de angajați la IPA, pe de-o parte, s-a majorat parțial salariul și urmează acum luna februarie și martie să majorăm în final salariul și la alte persoane care sunt în cadrul AIPA, toate își dau un rezultat extraordinar. Deci, într-o lună și jumătate, AIPA a făcut plăți de 361 de milioane de lei. Bani care au intrat în conturile agricultorilor din Republica Moldova, bani care sunt repartizați după principiul arhicunoscut de toată lumea și unicul corect, primul venit, primul servit, în măsura în care au fost depuse de către agricultori. Cred că este cazul să vorbim și despre plata accizii la motorină, care în 2023 s-a ridicat la 156 de milioane de lei bani care au intrat în conturile agricultorilor. Deci când vorbim despre măsurile cu 200 de milioane, cu aceste 50 de milioane actuali bani dați, ele sunt bani, suport în exclusivitate acestui lanț valoric de agricultori, producători de cereale cu destinație export. Și nu numai, evident, și pentru cei care vând pe intern, dacă au avut pierderi în cazul porumbului. Dar noi vorbim despre acest lanț valoric. Măsuri luate pentru susținerea acestor agricultori. Odată 200 de milioane, a doua oară 50 de milioane care urmează să fie repartizate, câte 2500 maxim de hectar. Și când vorbim despre acciza la motorină, care pentru micro și mici, practic în totalitate, este rambursat pentru acest gen de activitate, iarăși 156 de milioane de lei, în marea lor majoritate noi vorbim despre agricultori producători de cereale. Deci astea sunt măsuri țintite pentru acest gen de activitate. De aia am făcut și introducerea de la început cu lanțurile valorice și acum noi vorbim despre măsuri țintite pentru acest gen de activitate, în exclusivitate, pentru producătorii de cereale. Pentru că mai mult nimeni dintre ei, crescătorii de animale sau mulți alții, nu beneficiază de acești bani. În exclusivitate prin producători de cereale. Măsuri țintite, ceea ce vorbește despre importanța acestui lanț valoric și atitudinea guvernului pentru agricultură. Deci, în total, noi vorbim despre sume de bani care au ajuns la agricultori. În plus, deja pentru toată agricultura, a fost extinsă perioada de rambursare a TVA-ului pentru agricultori. Potrivit Ministerului de Finanțe, la sfârșitul anului 2024, de această măsură de rambursare a TVA-ului vor beneficia aproximativ 700 de agenți economici, producători agricoli. Și suma numai anul curent se va ridica la 285 de milioane de lei, dar în total, de când s-a început această măsură, suma depășește 300 de milioane de lei, 350 de milioane de lei, bani, iarăși, din bugetul național al Republicii Moldova, pe capitolul rambursării de TVA. Ministerul Agriculturii s-a adresat la FAO, pentru că noi suntem membri FAO, pentru că noi suntem un stat care avem suport internațional și FAO, împreună cu guvernul Austriei, Japoniei și Elveției, au luat decizia să acorde în anul curent pentru 12.000 de beneficiari vulnerabili suport în valoare de $1 milion sub formă de tubercul de cartofi pentru sămânți, furaje pentru bovine, semințe pentru legume, seturi din aceste produse. Iarăși, vorbim despre fermele de familie, vorbim despre microproducătorii agricoli, iarăși, $1 milion SUA pentru agricultorii din Republica Moldova. Și atunci când vorbim despre raioanele în care sunt repartizate aceste ajutoare, evident că vorbim despre raioanele cele mai vulnerabile și vorbim despre sudul Republicii Moldova. Tot este cazul să vorbim despre așa numitul bani de la guvernul Japoniei. 1,9 milioane euro. Bani care au fost votați deja de către Parlamentul Republicii Moldova și el este cu destinație strictă pentru fertilizanți. Cred că această măsură va fi viabilă deja din toamna anului 2024 și prin intermediul căreia agricultorii micro și mici din Republica Moldova, prin intermediul ADMA, o agenție a Ministerului Agriculturii, vor beneficia de suport în procesul de achiziționare
al fertilizanților. Iarăși, va reduce din costuri, va reduce din problematica cu care se lovesc agricultorii din Republica Moldova. Săptămâna trecută a fost făcut raportul către domnul Șarban pentru comisie. Dar eu o să repet încă o dată despre lucrul acestei comisii și rezultatele care au avut loc în urma lucrului acestei comisii. La comisia organizată la Ministerul Agriculturii cu tematica problematicii fermierilor de protestul din noiembrie 2023, au fost adresări 121 de fermieri, s-au adresat cu probleme realizarea obligațiilor de plată conform contractelor cu instituții bancare și non-bancare. Au fost analizați agenții economici. În rezultat, 4 agenții economici n-a fost posibil să fie identificați că aveau datorii la creditori. 13 agenții economici au achitat integral creditele față de unii creditori. 11 au avut dificultăți de plată, dar au revenit la graficul de plăți. 4 agenți au beneficiat de prolongarea contractelor de credit. 4 agenți au beneficiat de finanțarea necesară de capital circulant sau restructurarea datoriilor. 6 agenți economici nu au deja datorii, dar pentru următoarele plăți e posibil să ajungă în dificultate. La etapa actuală nu mai au datorii. 7 agenți economici au intrat în insolvabilitate, având perioade de întârzieri foarte mari restante. Este de ordinul anilor de zile întârzieri la plățile către creditori. 8 agenți sunt în proces de prezentare a informației adiționale pentru creditori, 11 agenți economici sunt în perioadă mare restanță, depășesc 55 zile și 13 agenți economici le-au fost aplicate acorduri de mediere. Adică, prin intermediul acestei comisii, agricultorii din Republica Moldova au fost informați că baza legală pentru funcționarea în Republica Moldova există. Prin intermediul Camerei Agricole s-au adresat 200 de fermieri din Republica Moldova. 100 de agenți economici din Republica Moldova au primit consultare personală de la Camera de Comerț a Republicii Moldova, în baza căreia au mers ulterior la creditori și și-au rezolvat problemele. Au fost eliberate în total aproximativ 21 de certificate de situație de forță majoră cu care agricultorii în sine pot să meargă să-și prolongeze contractele sau să negocieze, să discute cu agenții economici. Deci, prin intermediul comisiei, scopul a fost îndeplinit. Agricultorii au fost informați și s-au fost prezentate toate instrumentele legale existente pentru a scăpa de penalizări, pentru a scăpa de a fi executat. Inclusiv, au fost informați despre posibilitatea reală prin intermediul căreia un agricultor care intră în dificultate de plată și poate cere programul de insolvență personalizat până își rezolvă problema. Lucru care îi permite agentului economic să-și oprească plata la penalizări, procentilor, dobânzilor. Cadru legal existent. Toți agricultorii au fost informați. Mulțumesc, cetățeni! Parcursul anului 2023, prin intermediul AIPA, Guvernul Republicii Moldova a acordat agricultorilor din Republica Moldova suma totală de 5 miliarde 940 de milioane de lei. Bani care au fost plătiți prin intermediul AIPA tuturor agricultorilor din Republica Moldova. 2023. În plus la această sumă, din fondul de intervenție a Guvernului, au fost acordate, în plus, 313.077.000 de milioane de lei agricultorilor care se aflau în diferite situații de dificultate de plăți. Lucru care atestă încă o dată despre importanța domeniului din punct de vedere economic și atitudinea pe care o are Guvernul Republicii Moldova pentru agricultura din Republica Moldova. Mulțumesc, cetățeni! Riscurile și provocările din sectorul agricol sunt determinate de mulți factori. Vorbim de factori climaterici, vorbim de factorii de la bursă și pentru ca să putem face față la toți acești factori, noi trebuie să avem o abordare strategică, vizionară și complexă. Și numai având o astfel de atitudine, noi vom găsi soluția ca să ajungem să avem o agricultură profitabilă. Și, spre exemplu, dacă vorbim despre ziua de astăzi, faptul că în sud, unde diferența de precipitații este de 50-100 de milimetri în comparație cu zona de centru și nord a Republicii Moldova, și fermierii continuu să semene culturi care câțiva ani consecutivi nu înregistrează roadă și a căror preț este fluctuant,
și foarte dependent de bursele mondiale, ne duce la ideea că în toamna anului curent problema va fi în continuare. Dacă noi nu vom avea o abordare complexă și strategică, dacă noi nu vom implica institutele de știință în rezolvarea problemei date și Ministerul Agriculturii într-o lună finalizează procesul de reformare a institutelor sale și va fi creat Institutul de Științe Aplicate în Agricultură și Medicină Veterinară, instituții care trebuie să vină cu recomandări foarte clare pentru toate trei zone a Republicii Moldova, nord, centru și sud, culturile care se pretează. Noi trebuie să devenim profitabili. Noi trebuie să ne oprim din a produce pierderi. Colegi, agricultura înseamnă o muncă asiduie. Înseamnă dăruire de viață, ceea ce fac agricultorii în sine. Și finalitatea este una dramatică. De-a lungul anilor vedem aceleași persoane din sudul Republicii Moldova care protestează pentru că au probleme economice. Pentru că nu au roadă, pentru că nu există preț, pentru că sunt o mulțime de factori, obiectivi și subiectivi, independent de ei, de guvern, care face ca ei să nu fie profitabil. Lucru pe care noi trebuie să-l corectăm împreună cu ei, împreună cu agricultorii, împreună cu ei. Trebuie să ne așezăm la masă, să discutăm, să vorbim, să luăm decizii strategice ca să nu poartă caracter repetitiv aceeași problemă. Pentru că pierderea provocată în anul curent de 1 milion de lei înseamnă minim că în anul următor tu trebuie să produci 3 milioane profit, să-ți acoperi 1 milion de pierderi pe care tu l-ai, 1 milion cu cheltuielile curente și să mai pui niște bani pentru ca să te pregătești de noul an. Eu nu cred că este posibil astăzi în sudul Republicii Moldova să faci agricultură cu cereale cu destinație export, să-ți poți acoperi măcar nivelul de cheltuieli pe care tu l-ai în cadrul curent. Și de aici să trag datoriile extraordinare pe care le acumulează agricultorii din sudul Republicii Moldova, producători de cereale. În majoritatea cazurilor, din vari motive, obiective și subiective, activitatea lor curentă nu acoperă cheltuielile pe care ei le fac pentru a produce aceste cereale. Mulțumesc, cetățeni! Eu cred în potențialul pe care îl are agricultura din Republica Moldova. Și activitatea agricultorilor din diferite lanțuri valorice ne demonstrează că agricultura din Republica Moldova este una performantă și că agricultorii din Republica Moldova pot face cu brio față concurenții, inclusiv cu agenții economici consacrați de Uniunea Europeană. Vorbim despre exemplu producătorilor de prună, care anul 2023 au ajuns pe locul întâi în Europa la exportul de prună sub formă proaspătă. Noi vorbim despre efortul pe care îl fac producătorii de miere, care în luna februarie anului 2022 aveau o dependență de 98% de o singură piață, de piața Federației Ruse. Și datorită faptului că ei sunt asociați, au asociație profesională, au o atitudine extrem și extrem bazată pe business, au economiști care le fac analiza, s-au început procesul de defrișare ale vezelor care nu produc roadă, care nu au soieri, să schimbă soierile, să schimbă, practic, conjunctura pieții și am ajuns să fim dependenți la etapa actuală din jur de 50-55%. Pentru 2 ani de zile, eu cred că este un salt revoluționar. Revoluționar pe o dimensiune, unde s-a bazat pe calcule economice. Și potențialul pe care l-au agricultorii din Republica Moldova trebuie să fie pus în valoare. Astăzi, agricultura din Republica Moldova este cuprinsă în totalitatea sa în circuitele concurențiale de pe tot globul. Producătorii de struguri și de vin din Republica Moldova astăzi sunt în concurență directă cu Australia, cu țările din America Latină, directă, ne mai vorbim de țările din Uniunea Europeană. Producătorii de miere la fel, producătorii de cireșe la fel, sunt în concurență cu America Latină. Și dacă noi nu ținem cont de aceste lucruri, dacă noi nu ținem cont de tot ce se întâmplă pe piață, regional, noi niciodată nu vom ajunge să fim profitabili. Din acest considerent, noi trebuie să începem să înțelegem că agricultura, pe cât este de important, pe atât și de complicată, ea este o ramură a economiei și este bazată pe calcule și analize munițioase a economice. Lucru pe care noi îl vom face împreună cu agricultorii din Republica Moldova și, și din acest lanț valoric, cum le facem împreună cu toate celelalte lanțuri valorice care sunt într-o situație mai bună astăzi în Republica Moldova. Ca să putem să fim eficienți la nivel de Ministerul Agriculturii și să putem să venim cu soluții eficiente în continuare, eu am luat decizia și fac un apel, ulterior voi suna personal și vom identifica, pe lângă Ministerul Agriculturii va fi creat un consiliu
creat din fermieri, agricultori, practicieni din diferite domenii ale agriculturii din Republica Moldova. Ca să putem să dezvoltăm agricultura, noi trebuie să fim în permanență ancorați în realitățile noastre și acest comitet va fi invitat și organizat pentru vineri, săptămâna curentă, ca ulterior să fie într-o permanență discuție cu acești agricultori din toate sectoarele, din toate regiunile Republicii Moldova și din toate sectoarele agriculturii din Republica Moldova, ca să venim cu soluții eficiente pentru fiecare lanț valoric. Mai bine zis, cred că o să venim cu agricultori din toate lanțurile valorice pe care le avem noi, ca să putem să venim cu soluții eficiente în procesele de dezvoltare a agriculturii noastre naționale. Să putem face față concurenții regionale și inclusiv globale. Noi suntem într-un proces continuu de dezvoltare a agriculturii. Continuu. Și lucrul ăsta se atestă prin rezultatele pe care le au agricultorii. Și măsurile care le ia guvernul la etapa actuală de susținere a celor mai vulnerabile sunt măsuri suficiente. Poate nu sunt suficiente în final ca și o sumă, dar ele reiesă din posibilitățile pe care le are Guvernul Republicii Moldova la etapa actuală. Și credeți-mă că colaborat cu bugetul pe care îl are Republica Moldova, procentul care este acordat agricultorilor, este unul foarte onorabil din punctul nostru de vedere, care atestă atitudine și respect pentru agricultura noastră națională și în mod deosebit pentru oamenii care fac această agricultură. Asta fiind spuse, eu vreau să vă mulțumesc pentru atenție. Dacă sunt întrebări... Referitor la această solicitare de 400 de milioane de lei, suplimentară la care deja au... Deci, în primul rând, la Ministerul Agriculturii încă nu a ajuns nicio solicitare din partea agricultorilor, ca să fie foarte clar. Și noi suntem în așteptare ca să vă putem răspunde, să vedem despre ce este vorba în general. Noi v-am spus despre măsurile care au fost făcute și întreprinse, indiferent că este sau nu este protest, ele sunt făcute din respect pentru agricultori, reieșind din importanța lor. Înțelegeți? Toți producătorii de cereale din Republica Moldova sunt într-o situație complicată, chiar și cei care au avut roadă foarte mare, din cauza prețurilor. Prețurile s-au prăbușit din cauza războiului. Înțelegem toți acest lucru. Dar mai repet, este una când tu ai avut 6 tone la hectar și tot altceva situația economică a unui agent economic micro și mic care a avut 2,5 sau 1,8 sau în cazul porumbului 0. Și atunci când tu te uiți că la toți le este foarte greu și având resurse financiare restrânse, tu mergi spre cel care, cu adevărat, este în prag de moarte. Vorbim de agenți economici. Din acest considerent s-a luat decizia. Evident că se merită mai mult. Evident că trebuie de căutat și vom căuta resurse financiare. Evident. Dar la etapa actuală, reșind din posibilitățile pe care le are Guvernul și Bugetul Republicii Moldova, s-a luat decizia de mers la micro și mici producători agricoli care sunt în pragul, nu că sunt în pragul, dar sunt faliți. Pentru că 90, 70, 80% pierderi din roadă de porumb pentru un producător agricol cu 400-500 de hectare, asta înseamnă faliment sigur, absolut. Noi nu vorbim că se așteaptă un alt preț mai înalt, că el negociază sau nu știu ce face. Noi vorbim despre siguranța faptului că el va da faliment. Din acest considerent s-a luat decizia să fim cu ajutorul țintit la cei care le este extrem de greu. Deci la toți le este greu, sunt cei care le este extrem de greu, care sunt deja cu picioarele în groapă. Și din acest considerent s-a luat decizia aceasta de ajutor țintit pentru agricultorii micro și mici care au avut pierderile date în anul curent, în anul 2023. În afară de ajutoarele care au fost oferite până acum, există posibilitatea în timpul apropiat să mai fie oferiți bani suplimentari, de exemplu, măcar o parte din cele 400 de milioane care cere acum?
Deci noi la Ministerul Agriculturii nu am primit nicio adresare din partea lor. Să vedem pentru ce să cer banii, care este scopul. Noi nu putem, eu nu pot să vorbesc. N-am primit nicio solicitare din partea lor. Noi suntem aici întotdeauna deschiși pentru dialog la Ministerul Agriculturii. Nu sunt zile și ore de primiri pentru agricultori. Ca să putem să comentăm. Eu nu pot să comentez lucruri care le spuneți dumneavoastră. Eu n-am văzut asta. Este public, au anunțat, cel 400.000. Să vedem. Totodată să ne mulțumesc de faptul că motorina din România întârzie. Când s-ar putea să ajungă? Dacă pot, deci motorina din România urmează să fie livrată din România în Republica Moldova. Urmează să fie livrată din România în Republica Moldova. A fost acea schimbare în statutul de guvern în România referitor la banii sau nu? Nu cunoaștem încă. Dar de ce a durat atât de mult? E o întrebare foarte interesantă. În Moldova nimănui nu-i place când noi facem trimitere la ultimii 30 de ani de distrugere a acestui stat. Nimănui nu-i place. Toți spun că hai să vorbim despre ultima zi, ultima lună. Dar toate depozitele petroliere a Republicii Moldova au fost privatizate, vândute și statul Republica Moldova nu are nici măcar două canistre în care să-și depoziteze motorina, nu că rezerva națională, înțelegeți. Și atunci când ne-a venit acest ajutor, în vara, în toamna anului 2020, da, compania, erau, nu mi-a dat denumirea acum, era o companie care a putut acorda aceste servicii pentru recepționarea acestei cantități, pentru că trebuie să ai cale ferată, trebuie să ai capacitate de a descărca, depozita și livra. Și totuși vorbim de o cantitate mare. Și acum agenția noastră a făcut trei licitații, știu sigur, trei licitații la care nu s-a înscris niciun agent economic. Niciun agent economic, ca într-un final, și noi cunoaștem cum are loc procesul de licitații. Cât de lung el durează, trebuie să aștepți totul ca să fie legal. Nu s-a înscris niciun agent economic la licitații, după care s-a trecut la discuții directe și a fost identificat acest agent economic din Căușeni, care are capacitatea și posibilitatea de a recepționa această motorină și de a o putea încărca și descărca. Și în acest considerent s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat. Evident că lucrurile astea toate urmează să fie schimbate și Guvernul Republicii Moldova, eu cred că trebuie să identifice și trebuie să achiziționeze pentru, inclusiv pentru rezerva de stat, un depozit de produse petroliere. Eu cred că noi trebuie să încercăm să identificăm și resurse financiare în plan internațional, ca statul Republica Moldova să identifice pentru Agenția de Rezerve Materiale, depozite de păstrat făină, produse alimentare, multe alte lucruri, inclusiv cereale care sunt depozitate și inclusiv motorină care trebuie să o avem pe stoc în rezervă conform elementelor de securitate națională. Eu cred că la nivel de guvern deja se lucrează și pe această dimensiune, dar asta ar fi obiectiv motivele. Lipsa capacității de depozitare și identificarea acestor suprafețe de depozitare. Asta a dus la tergiversarea procesului în sine, adică obiectiv s-au făcut eforturile maxime, dar asta a fost realitatea, din păcate. De ce nu ați mers până acum la fermieri, unde protestează să aveți discuții cu ei? Ei ieri au așteptat foarte mult cineva din conducerea țării, dumneavoastră, inclusiv. O să mergem, o să discutăm, cu siguranță. Când ați putea să mergeți? O să mergem, o să anunț, cu siguranță. Dar ați avut discuții, ei au solicitat o prevedere cu domnul Lucian, cu domnul Alexandru, cu președintele Parlamentului. Aveți discuții cu conducerea țării referitor la o posibilă? Deci este Ministerul Agriculturii care este împuternicit să discute și să rezolve problemele agricultorilor, lucruri care și se ocupă de-a lungul anilor și toate informația care am oferit-o la etapa actuală sunt făcute de către propunerea Ministerului Agriculturii și ținute de către Guvernul Republicii Moldova. Cunoașteți, e posibil să fie o discuție cu premierul sau? Nu cunosc. Având în vedere că VAMA este un obiectiv strategic, cum o să gestionați situația în contextul în care premierii spun că acțiunile lor sunt spontane și nu exclud faptul că ar din nou să blocheze? Republica Moldova este un stat democratic și este un stat în care funcționează legea și trebuie să funcționeze legea. Legal, conform legii în vigoare. Dar cum asigurați fluxul cetățenilor, camioanelor? Conform legii în vigoare. Conform legilor în vigoare. Totul va fi făcut legal și conform legilor în vigoare în Republica Moldova.
Ministerul Agriculturii nu gestionează vămile și nici fluxurile de transporturi. Ministerul Agriculturii este responsabil de elaborare de politici în agricultură. Deci, când ce înseamnă când va fi? La ce vă referiți? Vreți să vă citesc raportul încă o dată? Eu am auzit ce ați spus. Da, păi eu vă spun, nu, eu vă spun ceea ce a fost dat agricultorul din Republica Moldova. Astea sunt toate bani confirmați și primiți în contul agricultorilor. Pentru că ei ne spun că nu au primit. Deci, eu vă mai repet. Eu am citit cifre care sunt de la Ministerul Agriculturii date. Absolut toate. Și am spus la ce agenți economici, numărul agenților economici în care, în conturile cărora au intrat, modul în care au fost selectați agenți economici care au primit acești bani. Intenția a fost una economică, soluția a fost una economică și acești bani au intrat în conturile agricultorilor din Republica Moldova. Și la etapa actuală, noi vorbim despre 50 de milioane bani care iarăși vor intra în conturile agricultorilor din Republica Moldova. Da, mulțumesc și eu foarte mult.